șaptea, așa trebuie să faci tu cu un an în urmă. Și cum face, cum face, așa trebuie să faci. Nu stai acolo, dă-i o leacă și așa, nu-ți mai amintești nimic, nu înțelegi nimic, pleci mai departe, n-are nicio relevanță lecția aceea. Și tu spui, nu înțeleg nimic, salut, ai plecat. Dar cu căițelul în mână, cu, așa, vezi cum Ioana gândește și cum gândim împreună acolo. Deci, asta este, repet, un proiect pe care e de o importanță colosală. Colosală, că foarte mulți ajung aici, nu au răbdare să urmărească, nu știu cum să facă lecțiile și cum și tot. Ești tu de prof online? Da, ai știut. Că puteți să părintele bănesc eu. Da. Da, există prof online. Dar când te duceai acolo și încercai să vezi o lecție, nu înțelegeai nimic. Și atunci nu aveai niciun rost. Că, în momentul în care părintele mi-a zis că vrea să ne vedem, eu am fost încântat, dar nu i-am spus că am să stăm de vorbă să facem noi pregătiri, ci pur și simplu să învățăm să lucrăm aici. A fost, să spun, inspirația de moment, a și filmat pe loc și am pornit la treabă. Deci îți mărturisesc că acesta este proiectul colosal, care va fi, când cineva va face public la nivel național, va fi de importanță colosală. Deci vor învăța cu tine, Ioana, cum să folosească pe Prof Online. Ce să spunem prietenii noștri? Să dea cât mai repede peste Prof Online și încă ceva, să nu uite că cu cât se vor pregăti mai atent acum în luna lui august, nu-i va prinde începutul anului școlar într-o situație dificilă, grea. Nu înțelegi nimic. Mai ales geometria în spațiu. Doamne, cât de dificil este. Un profesor vine acolo și te aruncă o serie de... Tu vei merge, de fapt, cu Prof Online în continuare. Clasa 8 ai făcută. Da. Lecții, direcții. Și o să vezi cât de ușor la clasă înțelegi ce înțelegi, dar ce ușor îți va veni când intri la clasă, când te duci la Prof Online. Pentru că tu știi să înveți cu Prof Online, asta e sigur. La revedere, dragilor, și Ioana vă spune, să le spunem ce, succes în săptămâna care urmează. La revedere, vă pupăm cu drag, la revedere, dragilor.